Salutare tuturor, sunt Cristi și astăzi revin cu un nou episod din Test Pack Please Ignore. Ca de obicei, aș vrea să vă rog să lăsați un like dacă susțineți rea și vreți să vedem alte episoade în continuare. Oricum, de ultima dată m-am chinuit doar foarte puțin, știți? Chiar mă gândeam când am închis... Chiar mă gândeam când am închis episodul la o fază de genul, băi, să vezi că mai merg foarte puțin și gen găsesc o zonă bună. Și uitați-vă la zona asta, e o zonă ok. Bun, e cu dealuri, arată cum arată, hai că am spart degeaba. Arată cum arată, dar e o zonă bună. Op, wow, uite și o căsuță. De, cum ziceam, arată cum arată, dar e o zonă bună. Mai bun dată nu cred că găsești. Bine, poți să găsești câmpie, dar hai să fim sinceri, cine stă să caute câmpie. Plus că avem acolo niște văcuțe, avem aici apă, avem gravel în partea aia și sand pe aici. Și de asemenea găsim și o groapă cu lavă, deci am tot ce-mi trebuie, chiar mai mult. Ok, și avem și un chest cu doi pești și un spruce sapling. Bun. Și ce fac, deși tot să stau în casa asta? De ce nu? Adică tot mi-a fost dată. Bun. Aș vrea să am cu ceva cu ce să sparg asta, dar merge și cred că și toporul... târnăcopul. Merge și târnăcopul, e bun. Merge, cum să nu merge. În fine, hai să luăm ce-i de luat. Și... crafting table, am lăsat crafting table-ul la un moment dat undeva... God damn it. Așa. Crafting table. Aici. Și încă un chest. Doamne, nu știu că-i pus și inventory Twix-ul. Bun, și punem tot ce-i de pus aici. În sfârșit. În sfârșit. Fucking shit. Bun. O să vreau să facem și un furnal. De fapt, două să fie. Așa. Aici și... și aici. Oh, deja e noapte? What? Ok, nu mai bine. Putem să facem și spawn point-ul așa, să-l stabilim aici. Nici nu știu cum să pun. Hai că pun, uite așa. Bun. Și în partea asta o să mai vină încă un chest dublu. Și cam atât momentan. De fapt, ia stați așa. Table. Inscription table. Work table. Stencil table, casting table, bla 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 bla. Bun. Unstable. Corect. Engine, E, Răină, G, Engineer. Mai era o chestie numită Engineering Table. Ah, în fine, lasă așa. Bun. Dacă mai mult dată nu se poate, nu se poate. Așa, să vedem. Avem o zonă ok-iuță. Ar trebui să-mi fac un topor să încep să iau copacii ăștia de pe aici. Și să încep să fac o mină pe undeva. Cred că mina o să fac vinte partea asta. De fapt, nici nu contează unde fac mina. Avem în partea asta și animale. Oh, numai bine, mă. Cum ziceam, în partea asta în gravel. Deci nu trebuia să stau atunci să fac rost de gravel, dar nu-i problemă. Cam atât. Oricum o să fac eu altă casă, dar momentan o ținem pe asta, pentru că de ce nu? Adică e o casă munca. Holy fuck, o păstrez. E numai bună. Așa, hai să luăm de aici ce avem de luat. Asta. Ceva lemn, ceva piatră am la mine. Ar trebui să încep să gătesc mâncarea. Bun. Și... Cooked.
lamb chop. Și pentru că mai mult ca sigur asta o să se ducă până îmi dau eu seama, o să pierdem din... Mă rog, o să vedeți voi. O să... Am pus alea acolo ca să prăjești și porc ceapurile astea. În fine. Așa. Primul lucru cred că vreau să fac... Bine, în afară de mine mă refer. Cred că vreau să caut și să fac o de-asta. Un cuptor, să-l numesc așa, un smelter. O topitorie. Nici nu știu cum să-i zic mai bine, din Tinker's Construct. Pentru că vreau să fac ceva iteme mai bune decât ce am, dar faza e că o să fie destul de ciudat la început, pentru că nu am cine știe ce iteme. În primul rând trebuie să văd cum fac aliajele. Bun, astea pe aici așa am curățat. O să vedem unde fac topitoria după. Așa. Și acum hai să vedem. Ce e asta? Persimon. N-am nici cea mai vagă idee ce. Bine, știți, acum posibil să am idee ce, dar să nu-mi dau seama pe moment. Oricum. Fermă. Unde facem noi o din asta? Hai, uite pe aici. Hai să facem o mină. Persimon, stai de mâncat. Stai de mâncat. Văd că dă ceva healing. E un fel de măr? Nu știu ce e. Pare a fi... Cred că am mâncat chestia asta, dar nu știam cum se numește. E posibil. Așa. Ar trebui totuși să fac un strat mai așa, ca să nu mă dau și eu cu capul de astea când urc. Da, cred că ar fi o idee bună. E un plan bun. Vreau să găsesc niște iron, aud niște zombie, deci pe aici cred că e o peșteră. Da, clar, e o peșteră. Oh my fucking god. Oh, da. Yeah. Bun. Mult iron. Mă duc să fac rost de cum se numesc astea, de torțe. Mă rog, nu prea fac rost că ne... Le craftez. De fapt, da, pot să zic că fac rost. Ah, goddammit. Am uitat să schimb astea, nu contează oricum. Ce căutam? Coal. Așa. Și așa. Bun. Am astea aranjate pe aici. Origin sapling, ok. Deci astea nu sunt oak, deși sunt cam la fel, dau același lemn și toate cele, decât că se numesc Origin Sapling. Și e chiar bine că am venit pe aici. Opa! Aoleu, nu e bine. Shit, și dă și bine dobitocul. Holy fuck. Trebuie să scap cumva de ăla. N-am cu ce să arunc în el. Decât să sper că nu poate să tragă în mine ca lumea de acolo. Dar de aici... Da, de acolo poate. Hai mă! Mama ta! Băi, asta, știi ceva? Tu mă cam enervezi pe mine. Și aș sări după tine, dar e cam îngustă zona. Așa că o să mă duc pe aici. Și holy fuck, mă enervează și zombăla ăla. Opa! Holy fuck, trebuie să scap de la mână. Mama lui. Shit!
Ok, întorc cu spatele acum. Opa, nu aici. Oh, creeper. Unde ești, mă? Bă, sunt mort că mi-a dat troll. Oh my fucking god. În fine. Ups. Unde-i? Oh, uite-l în partea asta la altă. Da, mi-am luat troll de la el, ce semne. Știi momentul ăla când ți-e frică să cobori până și cu un strat cum ar veni? Ah, căcat. Ne, mori. Ia daci. Ia și du-te. Da, 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 du-te. Aoleu. Ok, mulți mobi, foarte mulți mobi. Ar trebui să fac cumva să-l iluminez toată zona asta. Și abia după să vin și să o explorez, nici nu știu. Oh, foarte tare. Uite și o mină abandonată. Ups. Upsi. Au. Uf. Bun. Marble. În fine, nu contează. Aici să arate bine. Contează decât să obținem ce avem nevoie. Așa. Bun, s-a adus dracu. Ok, apare la salvat apa. Holy fuck. Cât bulan, mă, cât bulan. În fine, punem și aici o torță, și aici o torță. De fapt, aici e pusă torță, never mind. Și aici o torță, și aici o torță. Și ar trebui să pun și mai jos torțe. De fapt, asta e. Hai da, bun. Sunt aici. Oh, am pus o torță acolo, holy fuck. Nu mai așteptam să meargă. E, prea mult vreau și eu acum. Ok. Trebuie să văd cum să fac aliaje. Bun, aș putea să mănânc și să mă duc să mă bat cu mobi. Dar n-am nici pic de armură. Și apă. Și schelete, deci... nu cred că ar fi așa de indicat. Oh, well, fuck this shit. Hai da. LOL. LOL! Oh! Shit. 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 Shit, 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 shit. Oh, fuck. Fuck, creeper, creeper, creeper! Așa am vrut să fac. All planned, știți, all planned. Ok. Asta nu pot să-l iau. Dar e bine, e bine. Aici avem o groază de iron. Ok, ăla o să-i omoare pe ăștia. Fuck. S-a mortu. Bun băiat, bravo, mă. Doamne ajută, cât de fain. Cred că am omorât un liliac, ceea ce e super. Nu cred că aș vrea să bubuie ăștia totuși. Dar aș vrea să-l bubuie pe ăsta. Tragem creeper, tragem creeper. Încă, încă, încă. No! Hai mă, eram atât de aproape. Am stat eu ca prea dobitoc cu... am stat eu ca dobitoc cu prea aproape. Ah, damn it. Bun, asta o să fie de explorat curând și... ce e asta? Spellbag? Nu, nu e.
Ok. Peridot, safire, bun. Avem ce lua după... Uite, Iron. Iron nu vreau. Iron nu chiar am nevoie acum. Gen, acum. Bun. Hai să pun pe aici. Oh, fine. Oh, asta e paradisul Ironului. Oh, străiască. Numai bine. Hai să luăm Iron și... Dă stack-ul cât putem. Pentru că în momentul de față, asta e cea mai șmecheră chestie. De fapt, asta, vreau să sunt curios. Cum era chestia aia? Compresor? Că o mă pârâiesc. Nu compres. În primul rând, stai, dau pe pagina 1 ca să nu ne luăm țeapă. Macerator. Industrial grinder, automatic macerator, automatic universal macerator, macerator. Automatic macerator. Oh my fucking god. Da, e clar că nu pot să fac momentan. Advanced. Oh my fucking lazurite asta. Oh my god. Oh shit. Industrial grinder. Oh my god, cât s-au complicat chestiile astea. Mai știți ce am zis episodul trecut? Că băi, știu... stai. Stai, că astea nici măcar nu mai sunt. Industrial craft. Ok, deci... mai țineți minte când v-am zis că știu build craft și industrial craft și de-astea? Uitați. Aparent o să descoperim împreună ce și cum funcționează. S-ar putea ca eu să vreau să folosesc un lucru care nici măcar să nu mai fie bun la ce era așa. La ce era folosit înainte. În fine... Mă rog, oricum, câte lucruri se pot schimba de la 1-3? Ah, suntem la 1-6, apropo, știți, nu-mi imaginez cum or să fie la 1-8 astea. Probabil că o să zice genul, bun, hai că știu Minecraft modat acolo, ceea genul, și facem casă, nu știu ce chestii de vanila și după aia. Hai să facem și moduri. Cred că o să... știți ceva, hai să facem altceva. Da. Na, de data asta, cu chestia asta o să mă lupt, cu chestia asta o să mă bat și o să-mi iasă. Bun, avem deja 35 de bucăți de iron și o să mai luăm. O să luăm cât putem. Și trebuie să iau și de ăsta, căul. Să am grijă cum fac pe aici. De fapt, asta e. Bun. Așa și obținem și niște level cu ocazia asta. Sunt curios cât de mult o să pot supraviețui... Fără să mor. Asta chiar o să fie un challenge interesant. Și cred că asta o să încerc să fac în primul rând. Să văd cât supraviețuiesc fără să mor. Poate apuc să termin seria fără să mor. O să încerc. Dar nu știu, nu promit nimic. O să fie destul de greu. Oh shit. Da, chiar nu, am uitat. Bun. Dar, nu știu, zic măcar primele 10 episoade. Sper să rezist fără să mor. God damn it, of, mi-amintesc când eram în Titan Watch și vorbeam de la început cu băieții că băi, hai că eu îmi fac un challenge personal să rezist 10 episoade fără să mor. Că de obicei muream destul de des. Și... Dar bine, ce-i asta în primul episod mă omoară Sky. Ah, doamne. Ce om, bă, ce om și Sky ăsta, dar... A fost fain, cât a fost... în fine. Așa. O să mă întorc cu o căruță de iron de aici. Stai, aici cred că o să pic. Ok, nu pic. Acum, cred că nu era deasupra tunelului. Lasă așa. Am 48 de bucăți de iron. Nu mai bine, pot să-mi fac și o armură. Stai, s-au spawnat chestii? Nu, am văzut torța aia în apă, prin apă, și mi s-a părut că e ceva, ceva mob. Da, îți dai seama cum să nu confunzi o torță din apă cu un mob. Oricine face asta, da ne. Așa sunt eu mai special. Bun, deja aproape mi se duce pickaxe-ul ăsta. Dar... Bine că măcar de data asta am fost suficient de inspirat încât să îmi aduc două. Și după aia vreau să ies de aici. Și sincer, nu știu, ar trebui totuși să fac o fermă. De asta o mină ca lumea într-un
oarecare fel. Să nu stau să ajung aici și apoi să minez în jos. De fapt, da, cred că ar trebui totuși să încep de aici, să minez în jos și să fac, nu știu, o modalitate de a mă urca acolo pe o scară, ca să nu ne mai chinem chiar așa de mult. Da, cred că asta o să fac. Ok, aici chiar am găsit o groază de iron. Chiar o groază. Ups, pe ăsta. Așa. Bun. E bine măcar că știm că găsim mult iron, dacă în alte mod pe cur nu prea găsim. Aici e destul. Și ironul e bun, pentru că o să-l folosim la o groază de... Ah, cum am realizat? De ce atât iron? Pentru că se folosește la multe moduri. Deci, da. Presim că până la urmă tot nu o să folosim prea mult armură de iron și chestii. Bun, la început o să facem armură de iron, dar pe urmă bănuiesc că ironul ăsta o să se ducă pe alte chestiuțe mai importante. Bun, și trebuie să mă duc să caut niște clay în episodul... De fapt, între episoade. Să văd unde naibii găsesc. Oh, shit! Acum e o peșteră în peșteră, adică peșteră mai jos de peșteră. Holy fuck! Foarte tare. Dar, oricum, mai mult ca sigur pe aici o să fie altceva de minat, deci e bine. Așa. Holy fuck, dar a fost o groază de iron. Ok, stați să pun pe aici lumină. Limestone, what? What? You were mate? You what? Bun. Sunt ceva lucruri pe aici pe care nu o să le minez încă. Cinnamon, ba, stai, ce? Cinnabar, ori, de ce dracu am zis cinnamon și aici? Ce? Scorțișoar, a? What? Ok. Am un stack și 45 de iron, holy fuck! Holy fuck, mate! Oh my god! E ceva. Episodul următor, nu știu, de fapt cred că o să trebuiască să vin pe aici cu un pickaxe de iron sau mai multe pickaxe-uri de iron să încep să curăț tot, efectiv tot. Holy fuck. Cât a bulan am avut să găsim locul ăsta. Păi m-am asigurat cu iron-ul pentru o vreme. Oricum e bun că iron-ul o să-l folosim și la aliaje. Până ajungem în Nether, să, așa trebuie să fac niște steel. Și pentru aia trebuie să mai găsesc încă ceva, nu mai știu ce, am uitat. Oh, uite, uite, iar iron. Numai bine, uite, mult iron în partea asta. Shit. Așa. Tin ore berry. Așa. Oh, hai să iau și ăsta de aici, cred că aș putea să încerc să plec. Oh my god, dar oricum e genial. Ar fi fain să am și un fortune, dar și așa am găsit iron. Oh, bun, văd că sunt niște de-astea tunele pe acolo. Iridium, fain. Foarte bine. Așa. Bun, și acum ăsta vreau să-l păstrez așa cum e. Pentru că e posibil să fie nevoie la un moment dat de... Hai, o să fie posibil la un moment dat să mai sparg vreun bloc sau două. Gen aici. Bun, uite un creeper acolo. Unde v-a spawnat, fraților? Hai că mai am eu ceva coal pe aici. Am fix două stack-uri de iron. Oh my god, nici dacă voiam, nu cred că veneam cu fix două stack-uri de iron acasă. Încă mai aud mob și uite, mai e și iron și pe aici. Mai avem o groază de chestii de luat. Holy shit, nigga. Eu nici măcar n-am apucat să fac ceva ca lumea și... Oh, doamne. Deci e genial locul ăsta.
multe, multe, multe resurse. Căcat! Că... Haide de pui mei. Ah, doamne. Am bubuit. Puf! S-a dus pe... challenge-ul meu. Mai... știți acum că stau și mă gândesc, nu mai bine tăceam eu. Ce căcat, că eu nu mai am nimic pic de piatră, mă. N-am nimic. Nu știu mâncare. Uf, hai că mă duc să-mi recuperez itemele. Mama lui de scheletul. Infect. Hai da. Căcat. Nu, bubui! Ah. Ce țin tai mâncam miei? Nici măcar nu vrea să moare creeper-ul pentru mine. Hai să-mi trag... Mai asta așa. Pula mea. Oh, shit, mamă, câți mobi. Oh, ce de mobi. Ah, oh, căcat, 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 căcat. Știi momentul la când... Că ajungi să te folosești... Da, Iron... A trecut, a trecut, a trecut, a trecut, a trecut, a... Dar nu mă moară, nu mă moară. Yeah! Ai. Momentul ăla când ajungi te folosești de Iron ca să blochezi calea mobilor. Holy shit. Cred că am tot, nu știu. Am stacul așa de Iron. Mai mult nici nu cred că îmi trebuie. Bine, îmi trebuie, da, înțelegeți voi. Astea sunt cam cele mai importante în momentul de față. Mama lui de... Și s-a dus dracu, challenge-ul meu, mă rog. Știți ceva, lăsați-o baltă, o să supraviețuiesc eu normal, chill, fără niciun stres, fără niciun challenge. Ah, nu știu, om de ăsta de hardcore. Mi-amintesc când am încercat ultima oară să filmez dată hardcore. Am căzut în copac în pula mea. Și așa am murit, așa stărea în serie. Ah, doamne, acum nici nu mai știu cât timp. Nu știu dacă mai am seria pe canal, că e atât de veche încât posibil să o fiștez ca lobitocul. Cădea, că era după veche calculator, mi-am lucrat sigur. Știu că mă jucam pe 3x4 și aveam dita mai bara jos. Și toată lumea așa să fac bara asta mai mică și dacă o făceam mică era prea mică și era... Ah, nașpa. Ah, doamne. Așa. Bun. Hai să las ce am de lăsat pe aici. Foarte, foarte șmecher, ce pot să zic, foarte tare chestia asta. Acum o să pot și o să fac niște chestii pe bune. Bombă. De fapt asta e. Am hay bale. Hay bale. În chestiuța asta o să facem mâncare. Cât să ne ajungă un car de timp. Și aici de pâinici, nu mai bine. Și aici de pâinici pus ce mai am eu pe aici. Perfect. Așa. Hai să mă apuc să-mi fac niște chestiuțe din iron.